Hei, salut, numele meu e Lavinia și bine m-am regăsit din nou pe canalul meu. De fapt, nici măcar nu sunt la mine acasă, sunt la de la acasă. De la Vanilla Moon Books. Hello. Cred că o știți deja, dacă nu, oricum aveți un link în descriere spre canalul ei, pentru că am filmat o colaborare și acolo și chiar vă invit să intrați și să vedeți. Cum ardem cărți. Da, cum ardem cărți. Astăzi ne-am gândit să facem un tag mai special, de fapt chiar l-am creat împreună stând la o apă, respectiv ceapă. Ceapă! Am spus ceai! Serios! La o apă, respectiv un ceai. Da. Și se numește The Shame Shame Tag. Adică am făcut un tag așa cu întrebări la care răspunsul de obicei noi nu prea l-am dat. Rușinică! Dar am zis, hai să încercăm și bineînțeles să avem și câteva persoane care o să le pasăm la final acest tag, dar noi sperăm să vă placă. Și hai să vedem și prima întrebare. Așa, unu, o carte care te-a făcut să plângi. Cred că toată lumea a plâns sub aceeași tag, dar ca să dau un răspuns așa mai diferit și la care nu s-a așteptat nimeni, eu am plâns foarte, foarte mult la ultimul volum din Narnia, nu știu dacă ai citit. Am citit mai primul. Ultimul volum a fost, wow, serios, serios, citiți seria aia și o să vedeți la ce mă refer. Nu pot să vă spun că e un spoiler imens, dar m-a devastat efectiv cartea aia. Eu am plâns la al treilea volum din ultima vârstă din Transilvania, dar cred că am menționat chestia asta și în clipul tău și cred că am mai menționat-o o dată. Mai știu la ce tag, am avut tot o întrebare similară și am menționat cartea aia. Nu pentru că se termină prost cartea, dar pentru că mi-ar fi plăcut ca o relație să fie altfel. Și se întâmplă frecvent chestiile astea. Da, se întâmplă așa o chestie și o să înțelegeți dacă o să citiți. 2. Ce carte ai citit doar pentru că era populară? Răspund eu prima? Da. Ok. Eu am citit toată seria Amurg sau Twilight de Stephenie Meyer. Am cumpărat toate volumele fără să citesc niciunul, doar pentru că știam că e populară și pentru că nu prea se publica atunci la noi, nu știu câte cărți. Și toată lumea vorbea despre ea și am zis că ok, hai să văd despre ce e vorba și am cumpărat fiecare volum când apărea, le citeam, maică mea zicea că sunt drăguțe, sunt ok. Și le-am citit când au apărut deja toate. Și nu a fost nimic spectaculos, dar nu e o carte pe care aș citi eu dacă aș ști despre ce e vorba acum. O carte pe care am citit eu doar pentru că era populară a fost Sugio Ramona și toată lumea vorbea despre cartea asta și am zis ok, hai să vedem despre ce e vorba. Nici nu mi-a displăcut foarte mult în ideea că se vart cartea la final sau chestia asta. Am dat-o mai departe pentru că știam pe cineva care chiar vrea să citească cartea respectivă și i-am făcut cadou de Crăciun de Paște, deci nu mai știu ce a fost. Și am zis, poftim, ia cartea, că mie nu-mi trebuie. Așa că... Ce urât! Da, dar nici n-a fost cine știe ce cartea respectivă. 3. Un film la care ai plâns, dar ai mințit că ți-ai dat ceva nou. Păi să zic chestia aia pe care ți-am zis-o și ție când făceam tag-ul. Eu am fost la un date, așa, înainte de Crăciun, cu prietenul meu, la Bunul Dinozaur, un film Pixar, cred că... Da, o animație Pixar, care a fost foarte, foarte simpatică și la un moment dat sunt niște scene foarte, foarte emoționante și... Bineînțeles că mi-au dat lacrimile și eram ce bine că am ochelari, nu mă vede nimeni că plâng, nu știu ce. Și la final zic eu, ok, nu o să zic nimănui că am plâns la filmul ăsta, dar îl aud pe prietenul meu că își trage nasul. Ok, și noi am plâns la film, da, ok. Bine, câteodată o mai povestesc așa de amuzament, adică toată lumea ce serios ai plâns la un desen animat. Adică serios, e super, super drăguț și să-l vedeți dacă nu v-ați uitat la el. Chiar merită. Așa, un film la care eu am plâns și cred că de fiecare dată când văd scena respectivă mă emoționez. Sper să nu-i dau un spoiler acum, în case că nu ați văzut I Am Legend. Eu... Ți-ai mâinile sus și cobor când e safe, nu? Hai zi, spoiler. E faza cu câinele. Și cine o să vadă filmul știe la... Bine, atunci nu cred că e necesar. Nu cred că e necesar. E faza aia cu câinele. Atunci am plâns și cred că o să plâng de fiecare dată când văd filmul ăla, deși e cu zombi și e... Nu e un film trist, da, cu câini. Marley. Ah, l-am văzut și nu-i trist. Dar la ăla n-am plâns. Dar am vrut tot filmul și la final. Nu! Vedeți, astea sunt chestii care le zice nu așa, știi, în secret. Da, nu o să-l spuneți la nimeni. Nu o să-l plâng nimeni. Nu, nici nu vede toată lumea pe YouTube.
Da, să dați share, e ok. Așa, da, o altă chestie așa. Da, psihologie inversă, știi? Da. Nu dați share, să n-afle nimeni. Da. Ce dans popular nu te poți abține să nu îl faci în momentul în care l-auzi la o nuntă, un chef, o petrecere, o... Menia Ito! Așa din cadru, până înapoi, că faci și zice la... Menia Ito! Ok, ai... Eu nu prea dansez la nunți și la chestii de astea, dar am o problemă în momentul în care aud o piesă numită Gangnam Style. Nu știu de ce, I have no idea why, but nu dansez Macarena, nu dansez Menia Ito, da, da. 5. Ce carte slash serie populară nu te atrage sau nu ai citit-o nici până în zi de azi? 50 Shades of Grey, nu știu, am citit câteva pasaje și nu mi se pare genul meu de carte, adică nu am nimic cu genul erotic, sunt unele cărți foarte bune în genul ăsta. De ce te uiți așa? Pentru că știu ce o să zic eu și știu cum ai reacționat în bucătărie când ți-am zis. Am uitat, o să reacționez din nou. Ok, o serie mega populară și care sunt convinsă că e foarte bună și filmele la fel. Eu am văzut numai un film, nu am citit cărțile. Probabil într-o zi o să le citesc momentan. Mă atrage și știu că o să-mi iau șuturi acum și deja am aud cum vă dezabonați de la canalul meu. Dar eu nu am citit Harry Potter. E tot? Stai, nu vezi că sunt oamenii ăștia care aruncă cu roșii acum în mine? Să mă dau mai încolo, să nu mai nimeniți cu mine. Numărul 6. Un desen ce ți-a plăcut în copilărie și care încă ocupă un loc special în inima ta? Shit! Am uitat să mă gândesc la întrebarea asta. Vrei să răspund eu vreodată? Da. Ok, un desen care mie mi-a plăcut like foarte mult în copilărie și care îmi place inclusiv în videoclip pentru că s-a făcut așa un fel de remake. Și încă mă uit și încă, da. Îmi place mult, mult, mult pentru că atunci când eram mică nu puteam să nu alerg prin casă și să încep cu dearea cu Moon Prism Power Makeup. Și că așa să zic faza aia când zicea în japoneză, dar nu să zic acum, sunt putea. E ce vorba despre... Kimikawate Oshiokyo? Dacă știu toată piesa aia de început, da. Știi, care era... Dar mai în engleză sau în japoneză? În japoneză, că în japoneză m-am uitat la ea. În engleză mi se părea destul de lame și e vorba despre Sailor Moon, just in case că nu v-ați prins. Bine, atunci dacă merge pe anime-ul rău, să las și eu tot răspunsul ăsta. Că desene animate, adică, da, sunt fascinată de mai multe desene animate, dar ori mă uit la ele acum și nu mă uitam atunci, ori mă uitam foarte mult la ele atunci și îmi plac și acum și mi-amintesc scene, dar nu stau să mă uit la episoade, cum e copii de la 402. Mm. E serios, și Spioanele sau Witch. Ah, sau numai de desene faine. Dar la care mă uitam atunci și mă uit și acum, este doar Sailor Moon, doar că... Mi-e greu să-l pun aici în categoria asta, pentru că eu fac distinția super, super serios între desen și anime. Dar având în vedere că m-am uitat de la serie, nu știu, aveam 4 sau 5 ani, că eram la grădiniță și nu știai ce... Da, și nu știam ce... Gen Pokémon sau Digimon. Ok, un serial slash telenovelă slash miniserie pe care l-ai urmărit cu sufletul la gură, dar îți vine greu să le cunoști în ziua de azi. Pretty Little Liars, deși nu mai am recunoscut-o, adică, da, și foarte ușor, adică n-am recunoscut-o greu, dar, nu știu, sunt trase de păr pe locuri și deja devine la un moment dat o telenovelă, până afli cine e, și după aia se întoarce, și după aia se întâmplă nu știu ce, și moare nu știu cine, și, nu știu, sunt în urmă cu vreo 7-8 episoade, dar încă mă uit la el, pentru că am prins pe ultimul sezon și am zis, hai să-l termin. Dar, na, sau Vampire Diaries, aceeași situație, deja e telenovelă. Ah, o chestie de genul la care m-am uitat și la început chiar mă clisese și mă uitam așa în continuu a fost Gossip Girl, dar n-am ajuns să-l văd tot. Am ajuns mai și la sezonul 4. O carte slash serie erotică care ți-a plăcut și care o recomanzi. Și aici nu intră alea care sunt mega extra populare, dar una care chiar să fie bună. Deși a fost prima carte sau serie erotică pe care am citit-o și nu era un principal erotic, adică era un thriller erotic. Era scrisă de niște autori indie, un tip și o tipă, se numește seria Countermeasure de Chris Almeida și Cecilia Aubrey sau ceva de genul. Și e foarte, foarte antrenant. Tipul lucrează la FBI sau CIA
și părinții ei au murit într-un accident pe un iaht și încearcă să-i găsească și ea nu mai știu cum intră în legătură cu el și fac echipă și chestii cu împușcături, treburi și între timp sex și chestii, alte chestii cu multă acțiune, dar a fost super intens, adică efectiv, mă simțeam cum îmi urcă sângele în obraj, gen, what am I reading, știi, super, super intensă și pe partea de acțiune și pe partea de scene de sex, dar da, dacă aveți ocazia și aveți niște bănuți puși deoparte, puteți să le luați, cred că sunt pe Amazon, în format e-book, pentru că știu că e mai greu să-ți cumperi cărți indie în format fizic, de obicei numai pe Amazon sunt. Eu am să aleg o carte a cărui autor, numele autorului nu prea pot să-l pronunț, Phil Francis sau ceva de genul ăsta, îi spune, oricum vă las și o copertă aici pe față. Hai că punem așa, știu, între noi. Așa. Cartea se numește Monster și chiar mi-a plăcut foarte mult. Nu o găsiți în română, e numai în engleză. Eu am cumpărat-o în format e-book. Primisem la un moment dat o recomandare de la cineva pe Goodreads și nu știu de ce, aia a fost chiar prima carte pe care am citit-o la recomandarea altcuiva pe Goodreads. Așa, 9. Prima formație / artist după care ai fost nebunit. No. Lasă-mă papa la mare. Vreau distracție și soare. M-am îndrăgostit, lulea. Am aflat ce-i dragostea. Andrei, pentru cei care nu și-au trăit copilăria în anii 90. Da, pentru ăștia care 2000. Nu erați nici măcar. Era 2000 deja. Da, era 2000. Dar cred că sunt persoane în care nici de măcar 2000. Nu erau în plan da, să fie născute. Și... Da, da, și am fost like, mega nebunită cu Andrei și încă... Casetele. Ok, la mine, de fapt, na, și mie mi-a plăcut foarte mult, Andrei, și nu știu dacă astăzi aș mai putea să ascult genul acela de muzică, dar înainte de Andrei am fost, like, mega înnebunită cu o formație, pentru cei care nu știți, se numește Aqua, iar în caz că nu asociați formația momentan cu nimic, există piesa aia cu I'm a Barbie girl in a Barbie world. Plastic, it's fantastic. Na, aia a fost prima formație după care am fost, nu mega nebunită, dar eram așa mega fan. Trebuia tot să știu, știam toate. Dar cred că dacă nu era formația aia, nu învățam eu vechi să vorbesc engleză. Deci, when you hear me talking in English, it's their fault. Deci când m-au auzit vorbind în engleză, e vina lor. Pui și translation. Da, pui și... 10 și ultima întrebare. Un film pe care îl poți viziona și de 100 de ori și nu te plictisești. Nu am ajuns chiar la 100, dar am depășit 30 numărate. E singurul film, eu nu prea mă uit la filme de mai multe ori, adică mă mai uitam, gen, mă uitam singură și după aia ziceam, uite ce fain e filmul ăla, că mă uit și cu tine. Da. Și mă uitam de 3-4 ori la un film, nu neapărat super bun, dar e un film pe care l-am văzut de peste 30 de ori numărate, și anume Cronicile din Narnia, Leul, Vrăjitoarea și Dulapul. Deci, serios, și acum când aud, când cântă la instrumentul ăla, știi, la lullaby, s-o adormă pe Lucy, faunul. Și așa mă ia cu fior și cu piele de găină și serios, mi se urcă până la păr. Știi, mi se... I love it. Serios. Eu am un film la care m-am uitat peste 70 de ori numărate, deci mă apropii de 100. Și cred că știți deja despre ce film e vorba, pentru că am mai menționat chestia asta odată. Nu, e filmul copilăriei mele, e seria de filme care... place, like, mega mult. E vorba despre Terminator 2, Judgment Day. Am văzut filmul ăla în prostie și încă m-aș mai uita la el. Deci cam acesta a fost tag-ul, iar pentru că noi două nu vrem să ne facem așa de râs singure, îl dăm automat mai departe. Cu Dianei de la Diana Loves Books, Cristina Boncea și... și Alina de la Cărți Plus Alina. Deci, dacă vrea să-l facă cu Matei, ar fi super. Da, musai. Cam atât și cu videoclipul de astăzi, acesta a fost tag-ul nostru. Îi mulțumesc Adelei pentru că m-a primit astăzi la ea și bineînțeles nu uitați fetele care ați primit tag-ul să îl faceți și e oricum așa la liberă alegere, deci dacă l-a văzut cineva și vrea să-l facă, e here you go, have a tag. Așa că dacă v-a plăcut... preferabil cu încă cineva. Da. Deci, dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să-i dați un thumbs up, să dați subscribe canalului meu, dar și canalului Adelei. Și share pe Facebook dacă aveți chef. Să arătă toată lumea de la... Da, să...
Hai, nu ne supărăm. Nu ne supărăm și nu uitați că vă aștept pe canalul meu în fiecare luni și în fiecare vineri. Am schimbat puțin orarul, just in case că nu ați auzit până acum. Așa că eu, până data viitoare, adică vineri, v-am pupat.